Academia de Studii Economice din București va redeschide în reședința județului Hunedoara un centru de învățământ superior. Reprezentanții ai conducerii ASE s-au aflat la sfârșitul săptămânii trecute la Deva pentru a evalua situația clădirii pe care instituția o deține chiar vis-a-vis de primărie și pentru a purta discuții cu autoritățile locale. Potrivit reprezentanților ASE, cursurile pentru programe finalizate cu licență vor începe pe 1 octombrie 2017, momentan pe două specializări, management și contabilitate și informatică de gestiune. Însă pe viitor, Academia de Studii Economice intenționează să deruleze și cursuri de masterat în antreprenoriat și managementul proiectelor, dar și cursuri de perfecționare în management și administrație publică. Numărul minim de studenți pentru licență ar trebui să fie 50 pe serie, iar pentru programe de masterat și perfecționare continuă 25. Am analizat ieri împreună cu domnul primar și echipa dânsului numărul de absolvenți anual cu examen de bac din oraș și din județ. Credem că da, vom face. Acum, că nu ar fi 50, ar fi 40 în primele serii, nu cred că este capăt de țară, dar la un moment dat, dacă vrem să ne stabilizăm și să existe dezvoltarea durabilă a acestor programe, trebuie să mergem pe acest număr, pentru că altfel nu devenim eficienți. De asemenea, Ion Radu, coordonatorul centrelor de învățământ la distanță ale ASE, a ținut să precizeze că datorită dezvoltării tehnologiei de comunicații, platformele de e-learning sunt extrem de utile pentru studenții de la ID. Baza învățământului la distanță constituie platformele de e-learning, unde studenții, pe baza unei identificări prealabile, vor avea acces la biblioteca electronică, la fișele de disciplină, activitatea directă cu titularul de disciplină desfășurându-se doar pentru așa numitele, să zicem, acțiuni de tipul activităților tutoriale. Așa cum spunea domnul rector, activitățile aplicative, temele de control, toate se vor susține în baza unui dialog pe platforma internet între profesor și student. Taxa pentru un an de studii percepută de ASE în cadrul cursurilor la distanță este de 3.000 de lei. În clădirea în care va funcționa centrul de învățământ de la Deva se află 5 săli de cursuri, o cancelarie și două garsoniere pentru profesorii navetiști. Primăria Deva și-a manifestat dorința de a susține această formă de învățământ. Prezența lor aici se adresează celor 3.000 de elevi, care nu toți își permit, elevi buni, chiar foarte buni, dar cu venituri modeste din partea familiei, care nu își permit să mai facă o navetă la Timișoara, cu chirii mari, cu orașe scumpe, Cluj, București, nu își mai permite oricine din județ. Și atunci, cred că acești tineri au și ei dreptul la învățământ. Academia de Studii Economice din București a mai avut un centru de învățământ la Deva. Acesta a funcționat între anii 1999 și 2005.